vechime de 6 ani, având 20 de filiale în toată țara și cu o viziune de extindere, Asociația Ridică-te și umblă și-a propus revigorarea filialei din Buzău. Într-o ambianță de familie, plină de dragoste și interes pentru persoanele cu dizabilități, s-a relansat proiectul Ridică-te și umblă în 13 decembrie 2015. La eveniment au participat în jur de 150 de persoane, peste 80 dintre aceștia fiind beneficiari ai acestei filiale. La următoarele întâlniri am avut parte de un număr constant de 100 de persoane. Coordonatorii locali și-au propus să aducă în atenția beneficiarilor și însoțitorilor un plus de bine prin socializare, recreere, dar și asistență socială și spirituală. Pe lângă aceste elemente, mai putem aminti și alte obiective, ca de exemplu valorificarea talentelor și abilităților tuturor beneficiarilor, recreere prin ieșiri în natură, jocuri și activități sportive și nu în ultimul rând tabăra Ridică-te și umblă, care și anul acesta a avut un număr foarte mare de participanți din zona Buzău. La fiecare întâlnire lunară au fost prezenți și oameni, care prin puterea exemplului au demonstrat audienței că în societatea românească este loc și pentru persoanele cu dizabilități, dar e nevoie de multă ambiție, muncă și perseverență. Totodată la aceste întâlniri, beneficiarii și-au putut prezenta problemele, în așa fel încât să se poată interveni acolo unde a fost cazul. Pe lângă multiplele acțiuni de ajutorare a acestor persoane pe plan sufletesc, nu a lipsit și ajutorul material acolo unde s-a putut. În sensul acesta putem aminti un proiect recent finalizat de către Biserica Betel de acoperirea unei locuințe pentru un beneficiar. Văzând spiritul de jertfire și de dăruire a oamenilor implicați în această acțiune, acea persoană a hotărât să participe regulat la Biserica Adventistă de ziua 7. Am avut bucuria de a avea parte de un răspuns pozitiv din partea multor beneficiari, când o întâlnire lunară a fost planificată să aibă loc în Biserica Adventistă de ziua 7 din Buzău. Chiar cineva mărturisea faptul că a trăit sentimente speciale și a experimentat o mare pace sufletească. Acest eveniment va fi reiterat cât de curând. Nu putem să nu menționăm că aceste întâlniri au făcut mult bine și persoanelor valide. În scopul acesta am vrea să mulțumim tuturor voluntarilor și colaboratorilor pentru implicare și susținere, pentru efortul de a transporta aceste persoane, pentru masa îmbelșugată care a fost pregătită cu gust la fiecare întâlnire. Mulțumim pentru banii care au fost oferiți de către unele persoane, biserici și diferiți sponsori. Mulțumim și pentru suma oferită de către toți membrii care au participat la festivalul de misiune din anul 2015. Acei bani au fost folosiți în mod înțelept pentru fiecare întâlnire care a avut loc până în vara acestui an. Facem un apel pe această cale la mai multă implicare. Avem nevoie în continuare de persoane care să-i viziteze pe acești beneficiari măcar trimestrial, să-i transporte la întâlnirile lunare și să ofere din finanțele lor pentru organizarea acestor întâlniri, ieșiri și tabere. La finalul prezentării aș lăsa îndemnul Domnului Hristos, care spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, versetul 21. Atunci stăpânul casei a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, orbi și șchiopi. Noi putem fi o mână întinsă pentru ei.